Bună, dragilor! Astăzi o să ne laminăm împreună sprâncenele folosind kitul de laminare pentru sprâncene Zain Lux. Acest pachet conține lipiciu lichid pentru sprâncene, loțiunea permanentă și loțiunea de fixare. Este foarte ușor de aplicat în numai 6 pași. În primul rând, trebuie să folosim o dischetă de machiantă curată pentru a elimina orice reziduri de ulei, praf sau machiaj care se pot regăsi pe sprâncene. Ei bine, eu am făcut acest lucru la baie înainte să pornesc filmarea. După aceea, se aplică un strat subțire de lipici pe sprâncene, începând cu partea din față, periat în sus, în direcția creșterii firelor de păr, până se lipesc foarte bine în forma dorită. Dacă nu ați reușit să creați o anumită formă din prima, nu este nicio problemă. Puteți întotdeauna să ștergeți lipiciul și să aplicați un strat proaspăt. Mai departe, se aplică soluția permanentă pe sprâncene, adică soluția numărul 1, pe toată suprafața acestora și se acoperă cu o folie mică de plastic. Recomandat este să aplicăm soluția folosind un microbraș. Eu mai întâi folosesc un bețișor de urechi și după aceea un microbraș. Zona se lasă acoperită între 5 și 8 minute. 5 pentru firele foarte subțiri și 8 pentru firele groase. Eu las de regulă 7 minute. In the stillness, somewhere above, the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you were lost, and this is a clue. După aceea, trebuie curățată soluția permanentă de pe sprâncene cu o perie sau cu bețișoare de urechi și aplicată soluția de fixare numărul 2. Mai apoi, se acoperă din nou cu o folie mică de plastic curată. Durata pasului acestuia este tot de 5-8 minute, în aceleași condiții ca pentru soluția permanentă. La final, curățăm orice reziduri de soluție cu o perie și dacă doriți sau dacă simțiți nevoia, puteți să aplicați și un ulei hrănitor pe sprâncene cu un bețișor de urechi sau cu un microbraș. Asta este tot, sper că v-a ajutat clipul.